Fraților, eu sunt Alex și am revenit aici cu o serie de Food Graph 16 simulator. Am mai încercat să filmez odată și ghiciți ce? Mobile n-a dat iar crash. Haideți să începem. Ne legem aici formația. O să aleg prima formație. 3-4-2-1. Capitan Sergio Ramos. Gamiro ca și atacant. Messi, Team of the Season aici. Bale, normal. Eu zic că începem bine aici. Ronaldo, Team of the Season. Foarte bine. Ruiz, pentru rating. Halilovic. Modric, simplu. Barzagli. Aici o să luăm pe Ilori. Și Cech. Camini pentru că este din Spania. Felipe Luis. Ne mai trebuie acolo un fundaș și văd că nu vine. Rakitic în schimb vine. Îl schimbăm acolo cu Halilovic. Alex Vidal îl punem în locul lui Ruiz. Benzema 95, foarte frumos. Team of the Season-ul ăsta care are un nume vai de capul meu. Aici Koke și o să-l schimb cu Rakitic. Bellerin și poate face aici ceva chemistry. Da, face puțin. Aici le-au pe Zlatan. Trasoraș, sau cum naiba se pronunță. Avem 98 chemistry și aici Griezmann. Nu știu sigur dacă o să pot face 100 chemistry. Pare destul de rău pentru acest lucru, însă asta e. Da, și nu știu cum aș putea să fac 100 chemistry. Lăsăm așa, haideți să începem alt draft, nu are rost să-l simulez pe acesta. Alegem formația 5-2-2-1, formația mea preferată. Aici ne pică și Suarez și Ronaldo, interesant. Și aici bineînțeles că vine un Silver. Doar nu putea să pice Messi sau Bale. Cross, cross pe care l-am prins într-un pack opening acum vreo 2 săptămâni. Aveți videoclipul mai jos. Felipe Luis, Vermaelen, Gonzalez, Navarro și Navas. De obicei, drafturile când le filmez, le fac destul de slabe, dar nu știu de ce. Off-camera chiar împică jucători mult mai buni. Aici o să luăm pe De Bruyne în form. Cazorla. Griezmann. Hai să-l punem aici să ne facă 100 chemistry. Aduriz. Bacam. Totti. Laport, pentru că avem nevoie de un fundaș aici. Fuchs, iar ultimul jucător, tot un silver. Hai să aranjăm puțin jucătorii. Da, avem un rating final 187. Nu merită să simulez aceste drafturi. Haideți să mai facem un ultim draft. O să aleg formația 4-3-3 Holding. Matuidi. Cristiano Ronaldo. Messi, Team of the Year, de când nu l-am mai prins. Sanchez. Bruno, Monreal, Dembele, Amaya, Godin, Maicon și Rico. Nu prea am prins nimic nici aici, din păcate. Gaia luăm
Și o să-l pun aici. Duglao. L-am normal pentru rating. Aici o să-l iau pe Modric. Hernandez. Neymar sau Sergio Ramos? O să-l aleg pe Neymar. Ituras pe aici și avem 100 chemistry. Chiar nu credeam că o să fac 100 chemistry. Rakitic îl schimbăm cu Bruno. Ultimii doi jucători, Griezmann și Ibra. Aranjăm puțin aici jucătorii. Și avem un rating final tot de 100. 87. Haideți să vă arăt și jucătorii pe care i-am deocamdată. L-am pe Pogba, Timo Odoier și Mahrez Roz, pe care din nou l-am prins și pe el un pack. Cam atât a fost și cu primul episod din această serie. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share, subscribe. Până data viitoare, numai bine!